Onorată asistență, stimați prieteni, pe parcursul celor 30 de ani de independență, în Republica Moldova, toate guvernările au speculat pe tema autonomiei locale și descentralizării atât administrative cât și financiare, promițând reforme grandioase. Din păcate însă, după fiecare alegeri, primarii continuă să rămână la cheremul autorităților raionale și centrale, care dintotdeauna au manipulat prin transferurile de fonduri pe criterii de afiliere politică. Echipa blocului electoral Renato Usatăi vine cu soluții concrete pentru descentralizarea și consolidarea autonomiei locale, soluții elaborate în conformitate cu propunerile Congresului Autorității Locale din Moldova și angajamentului semnat, după cum urmează. În domeniul organizării teritoriale a serviciilor publice, noi propunem lichidarea consiliilor raionale și acordarea tuturor orașelor reședință de raion, a statutului de municipiu și a competențelor autorităților publice locale de nivelul 2, cu menținerea tuturor primăriilor existente. Această reformă ar permite economisirea în bugetul de stat a circa 1 miliard de lei, ceea ce ar însemna câte 1 milion de lei pe an pentru fiecare primărie. La fel, la această etapă imediat următoare, noi propunem implementarea conceptului de poliție locală. În domeniul consolidării autonomiei organizaționale și funcționale, echipa blocului electoral Renato Usatăi îi propune ca primăriile, adică autoritățile publice locale, să decidă de sine stătător de ce specialiști au nevoie, în ce domeniu, ce salariu trebuie să primească. Mai bine decât ei, nimeni nu cunosc care sunt realitățile și de ce au nevoie. În domeniul consolidării autonomiei financiare, stabilirea prin lege organică a unui nivel minim de venituri fiscale care să fie asigurate anual, includerea în calculul defalcărilor a cel puțin 4 taxe și impozite de stat, într-o proporție rezonabilă, eliminarea tuturor scutirilor acordate de stat pentru impozitele și taxele locale, cu transmiterea acestor competențe către autoritățile publice locale, anularea scutirilor la plata impozitelor, taxelor de stat și altor plăți pentru agenți economici prosperi, precum MOL Telecom, Poșta Moldovei, MOL Silva și altor agenți economici de stat, precum și a întreprinderilor Premier Energy, Moldova Gaz, Red Nord. În domeniul consolidării autonomiei locale patrimoniale, revizuirea modalității de stabilire a prețului normativ a terenurilor, inclusiv a modului de stabilire a coeficientului pentru privatizarea terenurilor aferente, în vederea oferirii acestui drept autorităților publice locale de a stabili prețul în dependență de prețul de piață din regiunea respectivă, de interesul de a atrage investitori sau de a acumula resurse la bugetul local. În domeniul descentralizării economice, depolitizarea fondurilor naționale de investiții și repartizarea lor după criterii obiective, crearea unui fond național de acoperire a contribuțiilor pentru proiecte de infrastructure mari câștigate de către autoritățile publice locale. În domeniul eliminării controlului abuziv, administrativ, politic și judiciar asupra autorităților publice locale, eliminarea controlului excesiv administrativ, politic, judiciar asupra autorităților publice locale, stabilirea unor sancțiuni juridice pentru organele de control și reprezentanții acestora, în cazul organizării de controale nemotivate sau în baza unor temeiuri vădit de rezorii, tărăgânarea controalelor sau aplicarea nemotivată a sancțiunilor. Stimați prieteni, acestea sunt măsuri pe termen scurt, care fiind implementate, vor schimba radical situația din administrația publică locală și vor pune baza descentralizării și consolidării autonomiei locale, ce înseamnă dezvoltarea localităților noastre. Primarii astăzi sunt cei lăsați față în față cu toate problemele, din orice domeniu. Ei sunt cei
care zi de zi stau în fața cetățeanului de rând și cunosc cel mai bine situația din localitățile noastre. Echipa blocului electoral Renato Usatăi, în Parlament, va fi portavoce a primarilor din toată țara.